minute, CCM Craiova și Măgura Cisnădie se află la egalitate, 12-12, în finala pentru locul 2 a Legii Florilor. A fost o primă repriză extrem de disputată, extrem de încrâncenată, în care echipele au găsit soluții diferite de a marca. Iată acum pe Vizitiu, de la linia de 9 metri, Craiova a făcut-o de la linia de 9 metri, din Vizitiu, prin Florianu, dar și prin pivotul Rădoi, 3 goluri. Un pivot inedit în această întâlnire pentru Craiova. De partea cealaltă, soluțiile găsite de Măgura Cisnădie au fost logice, pe extreme, două extreme extrem de bune, Larisa Arohofai și Mariana Costa. Costa 5 goluri, Fai 4 goluri. Deci 9 goluri din 12 au fost marcate de handbalistele de la Măgura Cisnădie de pe extremă. Craiova înainte de acest meci, 48 de puncte, locul 2 în clasament, Cisnădie 47, locul 3. Ambele echipe au venit cu gândul la victorie în vor să câștige și să-și asigure în proporție de peste 50%, poate și mai mult, locul 2 în Liga Florilor. În afară de această dispută directă dintre cele două formații, mai sunt 3 etape de disputat. Cei doi antrenori le dau elevelor sale ultimele indicații înainte de a începe repriza secundă. Iată și pe cei doi arbitri, ați avut în imagine aceste întâlniri, acum pe Elena Voicu. Numai un zâmbet portarul Măgurei Cisnădie, arbitrii Cristian Nedelea și Sebastian Mărza din Cluj, observator Constantin Milcu din Severin. N-au fost probleme mari, așa cum, Doamne ferește, au avut Da Silva și Pachinello de la Măgura Cisnădie, care au suferit în urmă cu un an, în luna august din 2017, un accident de mașină. Au fost rănite, nu foarte grav. Au revenit să joace pentru Măgura Cisnădie. Da Silva nu a jucat până acum în această partidă. Cațel, Adam Moldovan. Același distribuții ca și în prima repriză, în faza ofensivă. Puține schimbări. Adam Moldovan a găsit culoarul. Dumasca se apără excelent, însă faul s-a dințat acolo la Tudor, cred. Nicoleta Tudor a faultat-o și Mariana Costa va arunca și această aruncare de la 7 metri. Am spus că au fost 9 goluri înscrise de extreme, însă Mariana Costa a scris și 3 alungări. Aceasta este a 3-a alungare de la 7 metri. 13-12 pentru Măgura Cisnădie, care este pentru prima dată în avantaj de la începutul acestei întâlniri. Iată-l pe Alexandru Weber, în imagini. Tricopi, Țicu, Rădoi, Țicu, Zanfir. N-a aruncat, a avut ceva culori. Mingea a trecut și pe la Nicoli și puține mingea au ajuns în extrema dreaptă a Craiovei în acest meci. Valentina Ardean, faultată. Trecusă de Mariana Costa. Arbitrii dictează aruncarea de la 9 metri. Iată-o din nou pe Florianu. Aruncarea e specifică, însă Elena Voicu este la post. Craiova este în dificultate în aceste momente. Intră Trufinovici
între timp pe parchet. Ada Moldovan a cerut fault. N-a fost acordat Trifunović. Iată, scrie golul de 13-13. Cum Trifunović a reușit să înscrie la faza precedentă. Vedem acum și faultul Valentinei Ardean. Adam Moldovan, Roxana Gațel. Iată din nou această pasă încercată de Larisa Ruhofai, extrema stângă, către o națională sa braziliană, Mariana Costa. Pricopi aruncă prin surprindere, dar din nou Elena Voicu are o intervenție senzațională, scoate mingea din vincul, din Paiangen. Iată ce reflex de mare portar. Roxana Gațel. Adam Moldovan așează cu grijă atacul formația din Măgura Cizlădie. Machinelo, Gațel. Luată în brațe acolo de Teodora Popescu. Aruncare de la 7 metri, se consideră că Valentina Ardean Elisei s-a apărat în semice. Valentina Ardean a considerat că a fost un fault în atac la această fază. Florentina Stanciu intră între buturile Craiovei. Aruncă Mariana Costa. Iată, apărând pe Florentina Stanciu. De mătănii acolo în afara porții Florentina înainte de a arunca. Mariana Costa și Florentina Stanciu apără prima aruncare de la 7 metri. Sau ratează Mariana Costa prima aruncare de la 7 metri. Valentina Ardean, Pricopi, Cicu. Mariana Costa, o intrare destul de tare acolo la Pricopi. O singură eliminare a fost în această întâlnire până acum, a Danielei Crap, prima repriză, tot după un fault dur asupra lui Pricopi. Iată pe Pricopi, 9 metri. A fost faultată pe trasul de aruncare. Nu, a fost ținută pe celălalt. N-a mai avut putere să se înalță și să arunce. Un meci așa cum îl anunțau toate datele, echilibrat, încrâncenat și spectaculos. Bogdan Burcea nu înțelege de ce la această fază cei doi arbitri n-au acordat aruncare de la 7 metri. Pentru o fază similară au penalizat-o pe Elisei. Acum scoate aruncarea de la 7 metri Cristina Zanfir Floriană. Să vedem dacă rămâne Elena Voicu între buturi, a reușit să apere o aruncare de la 7 metri. Aruncare ratată de Cicu, Valentina Ardean, o văd că se îndreaptă spre linge. 13-13, cronometrul arată minutul 35 și 32 de secunde. Craiova poate reveni în avantaj. Iată Valentina Ardean ratând. Se solicită acum o eliminare, însă este aruncarea de la 9 metri. A doua aruncare de la 7 metri apărată de Elena Voicu.
aruncat acolo după mai multe fente Valentin Ardean. Dar Elena Voicu a fost la post. 1500 de spectatori sunt în polivalenta din Bănie la această minge. Rădoi nu reușește să agațe acest balon. Calcă și semicercul. Crap. Adam Moldovan. Crap a jucat la Națională 35 de meciuri și a înscris 50 de goluri pentru Naționala României. Acum face doar faza defensivă. Adam Moldovan. În faza de atac, Dionise Fachinelă. Iată acum Adam Moldovan. Bun culoar ce a făcut. Doar gol. 14 la 13 pentru Măgura Cisnădie. Craiova este descumpănită în aceste momente. Să vedem cum va reacționa Bogdan Burcea. Patricia Viziteu este trimisă din nou în teren ca în finalul primei reprize. A reușit să-și înscrie odată. Zanfir, Viziteu, din nou Zanfir, Țicu. Culoarul a fost bun, pasa însă a fost puțin greșită. Valentin Ardean, singură pe semicerc. Parcă are un complex în fața Alenei Voicu. Iată și cei 10 suporteri veniți de la Cisnădie, încurajându-și echipa care se află în avantaj, 14 la 13. Vă spuneam că este descumpănită Craiova, dacă și cea mai experimentată jucătoare Valentina Ardean, care a reușit 4 goluri, cele mai multe până acum, a ratat și o aruncare de la 7 metri și de pe extremă dintr-o poziție extrem de bună. Adam Moldovan forțează și obține o aruncare de la 7 metri. A împins-o acolo pe Trifunovic și pe Cristina Florianu. Le-a forțat să se apere în semicerc. Trimisă să arunce acum Larisa Șerban. Iată pe Flori Stanciu, încercând să o intimideze pe jucătoarea de la Cisnădie. Aceasta însă înscrie din nou o aruncare jos. 15 la 13 și pentru prima dată echipa din Cisnădie are 2 goluri avans. Intră și Șelaru în locul Valentinei Ardean Elisei. Nici Nicolici în extrema dreaptă nu a fost jucată în această partidă. Iată pe Șelaru, pasa ajunsă, nu a fost bună. N-a fost bună pasa venită de la Zanfir, însă Șelaru a reușit să agațe mingea în ultimul moment și să obțină aruncarea de la 7 metri. Să vedem cine mai aruncă de la Craiova. Au ratat Țicu și Valentin Ardean. Cristina Zanfir Florianu. Cam mulți au invitat jucătoarele din Craiova să... Până la urmă și ea inima din Cristina Zanfir Florianu. Elena Voicu s-a aruncat spre stânga, Florian a aruncat în partea cealaltă. 15 la 14 pentru Măgura Cisnădia, care are posesia. Aceeași garnitură de la începutul întâlnirii pentru formația antrenată de Alexandru Weber. Gațel, Fachinelo, Oana Petre, pivot. Cele două extreme din Brazilia, acum blocată Adam Moldovan. Dă drumul la minge repede. Iulia Dumasca și Șelaru înscrie golul de 15 la 15. Spuneam de cele șase din atacul
Năzdiei. Au scos doar 4 completate de extremele din Brazia, stânga Larisa Rojo Fai și Mariana Costa. Fai, Gațel, foarte bine Dumansca a apărat, Gațel a avut un culoar excelent. Pas se ducează la Țicu acolo. Un moment important irosit de Craiova. Puteau să treacă din nou în avantaj elevelui Burcea. Au explodat cei de pe banca Craiovei. Și tribunele le arată celor doi arbitri că nu au fost pași. Că pot face 3 pași în handbal. În fine, iată cum a reușit să agațe cu mâna stângă Oana Petrice, gol important și din ce poziție incomodă. A reușit să se întoarcă doar jumătate spre poarta Craiovei, jumătate de piruetă făcută acolo. 16 la 15 pentru Cisnădie. Vizitiu este faultată și obține aruncarea de la 7 metri. Adam Moldoveanu protestează. Consideră că trebuie acordat 9 metri la această fază. Discuții controversate ale arbitrului. Acestea nu s-au văzut prea mult în prima repriză. Sper să nu o facă nici în cea de-a doua, să continue pe aceeași linie. De data aceasta, Dragica Tatalovic este în poarta Măgurii Cisnădie, tot Cristina Zanfir Florianu. 16 la 16. Se merge cap la cap în această întâlnire. Multe dintre meciurile Craiovei au fost nerecomandate cardiacilor de infarct, nu numai în campionat, dar și în Cupa EHF, să ne amintim acea revenire de senzație de la 5 goluri diferență în final de meci în 5 minute cu Brestul, înfrângerea cu Lada Toliate de la Craiova și calificarea după victorie în Rusia. Parcurs frumos al acestor fete care au scris istorie la Craiova, performanța lor, indiferent ce se va întâmpla în finală, va rămâne în istoria acestui oraș. Aruncarea de la 7 metri, Fachinelu a fost faultată. Până acum, de apreciat, arbitrii că nu s-au îngrămădit cu eliminările, așa cum... Cristina Lung în poartă, fata lui Tibi Lung, nepoata lui Sângiu. Larisa Șerban aruncă și iată, prietenă cu bara porții, cum se spune în porți. Se poate spune că a apărat Cristina Lung această aruncare de la 7 metri. Mingea a fost trimisă de Larisa Șerban în stâlpul din stânga porții. Ne-a mulțumit Alexandru Weber. 16 la 16, 16 minute au mai rămas din această frumoasă și interesantă partidă. Vizitiu, Celaru, ținută acolo destul de mult. Fachinelu scapă de eliminare, dar vă spuneam că este mariera de arbitraj, una pozitivă în ceea ce privește aceste eliminări. Vizitiu, faultat, a făcut și pași. Bogdan Burcea încearcă să le transmite elevelor sale, este destul de nervos. Anumite indicații tactice, oltencele intră însă în prepasiv, au lungit mult acest atac. N-au găsit culoare spre poarta Elenei Voicu. Moment în care Bogdan Burcea cere time-out, vrea să le spună jucătoarelor sale ce au de făcut în acest final de partidă. Hey!
blocat inclusiv cu tine. Vorbește acolo discuție. Stai aici la to make contact. Un fac și doi și de discuție. Dar, fac și tine. E de parte de aici poziție cu doar în spate de centrale. Vino la teras. Voito. E de spatele către centru. În poziție viitoare. Linia de 7 metri. Palo. Da, a fost time-out-ul cerut de Bogdan Burcea, iată-l acum în imagine. Cristina Zanfri Florianu va încerca o ultima aruncare prepasiv Craiova și iată-o reușind să scrie un gol extrem de important. 17-16 pentru Craiova. Ceva mai mult de un sfert de oră din această frumoasă partidă de handbal. O partidă care se joacă pe teren. Un loc 2 care se joacă pe teren. Cu argumente sportive, nu din afara sportului. Ambele echipe au dat totul până acum pentru a câștiga, pentru a presta un handbal de calitate. Și în mare măsură au reușit. Celaru o tamponează acolo pe Adam Moldovan. Teodora Popescu se află și ea pe semicerc. Lângă Trifunovici. Iată pe Adam Moldovan, faultul Teodorei Popescu. Au fost și de partea cealaltă la fel. Arbitrii au preferat să nu elimine și au făcut bine, spun eu. Din blocajul Craiovei, mingea iese în afara terenului. Fai, Gațel, prepasiv. Iată ce pătrundere reușește veterana de 38 de ani a Măgurecii. De 38 de ani a Măgurecii Znădie. Trifunovici discută cu arbitru. Cristina Zanfir Florian era acolo în semicerc. Decizia finală, aruncarea de la 7 metri pentru Măgurecii Znădie. Va arunca Oana Valentina Petri. În poartă Cristina Lung. Provenită dintr-o generație de portari. Peste poartă. Cristina Lung, putem spune și așa, apără 7 metri. Aruncarea precedentă a fost în bar, acum peste poartă. Patricia Vizitiu, în atac este Craiova. Țicu, Florianu. 17-16, un gol avantaj pentru Craiova. Țicu. Florian a aruncat pe adversară pe ea, tribunele sar în aer, cer un fault acolo, nu a fost. Golul nu este valabil, s-a fluierat înainte aruncarea de la 9 metri. Leonice Facchinello. Cristina Zanfir Florian a văzut această fază, cred că se putea acorda fault. În fine, atacul este al handbalistului de la Măgurecii Znădie, Adam Moldovan. Gațel. Bară. Bară, iată această poartă, ia Craiovei. Trifunovici. Mingea ajunge la Șelaru. O intervenție bună a Elenei Voicu.
Adam Moldovan. 2 minute. Trifunovic. Adam Moldovan a obținut ce și-a dorit, a găsit un culoar. A pătruns pe el, a fost împinsă de Trifunovic, care a fost eliminată. 2 minute în inferioritate, Craiova. Gațel. Ce reflex are Dumansca acolo! Ce reflex are Dumansca! Cristina Zanfir calmează jocul. Craiova are o jucătoare mai puțin pe teren. 11 minute și jumătate, 17 la 16 pentru Craiova. Gațel este lipită de Cristina Zanfir Florian. Vizitiu. I-a făcut un bloc acolo Ana Maria Țicu. Cam basket. Iată pe Cristina Zanfir, faultată. Vă spuneam, nu e multă lume în sala polivalentă Tâmpănie, dar oltenii știu să facă atmosferă, știu să-și încurajeze favoritele. De multe ori publicul a condus această formație spre victorie. Reintră Valentin Ardan Elisei în locul Șelaru. Zanfir urmărită de Gațel, om la om, op, și placată de Gațel acum. Disperată Zanfir că... Roxana Gațel este eliminată, 2 minute. Vedem aici. A luat-o în brațe și s-a prăbușit peste Cristina Zanfir. Care este în atac. Zanfir, prinsă de Adam Moldovan de mână. 9 metri. Patricia Vizitiu, Țicu, bună fenta, n-a reușit să mai arunce. Mingea este la Măgura Cisnădie. O nouă șansă pentru elevele lui Alexandru Weber să egaleze, în timp ce Bogdan Burgea primește cartonaș galben. Este în război cu cei doi arbitri. Arbitrii trine, Cristian Medelea și Sebastian Mârza din Cluj. La o astfel de partidă, poate arbitri cu mai multă experiență ar fi fost bine să fie delegați. Aruncare de la 9 metri. Cu podeaua. Nu știu. S-a cerut time-ul și golul nu a fost valabil. Rămâne 17 la 16 pentru Craiova, pentru că s-a cerut time-ul. Aveți răbdare, 4 secunde din prima să te timpul să nu intre aia, da? Hai! Care? Mingea este la Măgura Cisnădie, 17 la 16 pentru Craiova, cu 10 minute înainte de încheierea acestei partide disputate. Extrem de nervos l-ați văzut pe Bogdan Burcea, Adam Moldovan.
o circulație rapidă a mingii. Din nou Adam Moldovan a fost întâmpinată bine acolo. S-a dictat până la urmă faul, dar Teodora Popescu a așteptat-o bine. Fai. Atac pentru Craiova. Nici jucătoarele n-au știut la un moment dat ce mai dictează cei doi arbitri la această fază. Faul Alda Moldovan sau lasă jocul. Valentin Ardean ratează din nou din extremă. Se reținte jucătoarea SCN-ului din Craiova. O mare șansă de a se distanța. La două goluri au ratat jucătoarele din Craiova, dar Valentin Ardean se resimte. Nu știu dacă a fost lovită sau nu la brațul drept acolo când a aruncat. Însă acuză dureri mari fosta actuală internațională și fosta componentă a ultimului. Cred că a fost pe mână. Se putea acorda aruncare de la 7 în această fază. În fine, rămâne 17 la 16 pentru Craiova. Măgura Cisnădie este în atac. Valentin Ardean este schimbat acum cu Pricopi. În inferioritate Măgura Cisnădie, în continuare mare, 17 secunde, Roxana Gațăl, de stat pe bancă, a fost eliminată. Adam Moldovan, Fai, 9 metri, foarte bine a prins acel baton, balonul Ana Petre acolo, dar și Cristina s-a apărat Popescu foarte bine. Teodora Popescu. Un meci bun făcut de Teodora Popescu. Introdusă pe faza defensivă. Roxana Gațăl intră în acest moment în teren, a Petrei. Roxana Gațel va fi în final de infarct la Craiova. Un singur gol pentru Craiova, avantaj. Ce lupte crâncene să dau pe semicerc. La limita sportivității. Pricopi a fost cu ambele brațe acolo pe Roxana Gațel. În prepasiv sunt jucătoarele de la Cisnădie. Ada Moldovanu îi spune și ea ceva arbitrului. Din nou aruncare de la 9 metri. De data aceasta, Trifunović s-a apărat bine la pivetul Oana Petrei. Gațăl nu aruncă, o lasă pe Adam Moldovanu. Mingea este la Dumansca, Craiova are din nou o posibilitate de a se distanța la două goluri. Dumitru Berbece s-a ridicat de pe banca Craiovei să le facă semn jucătoarelor să temporizeze acest atac, să nu se năpuștească. 17 la 16 pentru Craiova. Nicolici, bară și afară. Cum a cam fost și Nicolici în această întâlnire. Zelica Nicolici, extrema dreapta Craiovei. Niciun gol. Adam Moldovan, puțin jenat acolo, a aruncat direct în brațele Iuliei Dumansca. 6 minute și 30 de secunde până la finalul acestei partide extrem de încrâncenată. Nu s-a mai marcat de aproape 5 minute. 17 la 16 pentru Craiova. Gațăl, Paginelo, Haic. Iată ce aeriană frumoasă. Și reușește Măgura Cisnădie să egaleze.
Larisa Arujo Munoz Fai, această braziliancă, extrema stângă a formației Măgura Cisnădie, o jucătoare foarte, foarte bună. Pricopi, Zanfir, Vizitiu, a făcut pași, însă a fost faultată. Pricopi, n-are pe unde prin centru. N-a putut nici să o angajeze pe Rădoi. A muncit mult Pricopi în această partidă. Zanfir, bună depășirea și golul este acordat Craiovei. Din cădere, Adam Moldoveanu, întâmpinată foarte bine de Trifunovic acolo. Întorc mingea cei doi arbitri. Faultul se va executa din locul în care a fost comis. 18-7 pentru Craiova, când mai sunt mai puțin de 5 minute de joc. Oricare dintre două formații pot înclina balanța în favoarea ei în această întâlnire. Vă reamintesc o adevărată finală pentru locul 2 în campionat. Adevărata finală se va juca însă pe 5 și pe 11 mai, pe 5 în Norvegia, pe 11 mai la Craiova de la 19:30 cu cupa EHF pe masă. Egalează din nou handbalistele de la Măgura Cisnădie. 18-18. Vă spuneam că există și varianta egalului, normal. În aceste condiții, distanța dintre cele două echipe va rămâne de un punct. Patricia Viziteu, Cintia Tomescu este eliminată. Patricia Viziteu tamponată acolo și ținută de Cintia Tomescu. Cintia Tomescu. Iată acum aruncând însă din nou bară și pe lângă poartă. Cu mare ușurință irosește Craiova această oportunitate, mai ales că se află în superioritate numerică. 18-18. Gațăl. Gațăl și Adam Moldovan, două jucătoare cu mare experiență. Vor lungi probabil cele din Cisnădie, atacul la limita prepasivului. Pachinello. Pai. Adam Moldovan. Fault în atac. Nu pleacă extremele grave pe contraatac. Îl văd pe Bogdan Burcea pregătindu-se să ceară time-out. Zanfir, Trifunovic, lăsat în interdreapta. În superioritate numerică trebuie pasă succesivă pentru ca mingea să ajungă la extreme. Și iată time-out-ul. Să ascultăm ce le vor spune antrenorii jucătoarelor în acest time-out.
2 minute și 35 de secunde au mai rămas din această întâlnire. SCM Craiova și Măgura Cisnădie se află la egalitate, 18-18 în polivalenta din Bănie. 1500 de oameni își susțin favoritele. În superioritate numerică peste Craiova. Pricopi ratează. Din nou Craiova ratează în superioritate numerică, însă și Ada Moldovan se grăbește și aruncă în afara terenului. Va expira și eliminarea celor din Cisnădie. Zamfir, Trifunović, fault în atac. Nu s-a uitat în dreapta, Nicolici era liberă. Și mingea este la Măgura Cisnădie. 18-18, 1 minut și 45 de secunde. Final dramatic aici la Craiova, în ceea ce toți numesc finala pentru locul 2. Dacă se termină egal, diferența dintre cele două echipe în ultimele 3 jocuri din Liga Fleurilor rămâne de un punct. Craiova rămâne pe locul 2. Mingea este la Craiova. Zamfir, Pricopi. Pricopi din nou conduce acest atac. Toți spectatorii s-au ridicat în picioare când intrăm în ultimul minut al acestei încleșteri dramatice. Mingea ajunge la Nicolici. N-a făcut un joc bun, dar poate înscrie cel mai important gol al meciului. Ielița Nicolici. 19-18 pentru Craiova. 9 metri pentru Cisnădie. Indiferent cât se va termina în această întâlnire, toate laudele și aplauzele pentru antrenor și pentru jucătoare, pentru modul cum au luptat în teren. Este din nou time-out cerut de Alexandru Weber. Listen to me. We made X left, one action day between 20. I want team and successive. You will make 12 by 1, they all, and 4 by 9. Reluare și golul marcat de Nicolici. 38 de secunde din acest meci, 19-18 pentru Craiova, dar Cisnădie este în atac. O echipă frumoasă făcută și la Măgura Cisnădie. Handbalul românesc se întărește. Liga Florilor devine mai frumoasă de la an la an. Gol egalizator marcat de Oana Petrei. Mai sunt 22 de secunde. Craiova are atacul, scorul este de 19-19. Să vedem dacă oltencele vor mai avea timp pentru o aruncare. Zamfir luat în brațe. 10 secunde. Cine își va asuma riscul să arunce de la Craiova? Nicolici ratează 2 secunde și poarta este goală. Să vedem dacă va fi validat acest gol. Este 19-19. Să vedem decizia finală a arbitrilor. Iată suspans. Arbitrii arată că s-a terminat 19-19. SCM Craiova, Măgura Cisnădie, 19-19. Craiova rămâne pe locul 2, 49 de puncte. Măgura Cisnădie, locul al 3 la 48 de puncte. Un spectacol adevărat de la Craiova. Vă mulțumește Valentin Pribeanu și vă invită să rămâneți în continuare alături de TVR, de posturile TVR.